Profesorul Aurel Lupu a schimbat întru totul jurnalismul sportiv în Mehedinți. Am putea spune că totul a început cu el. Un profesionist, un om în adevăratul sens al cuvântului, o persoană deosebită. Acesta a fost Aurel Lupu sau Nea Lupu, așa cum îl știau mulți. An de zile a promovat sportul mehedințean prin emisiuni pe care le-a realizat la televiziunea Severin sau la fosta televiziune locală Terasat. Era un bărbat vesel, plin de viață, iubea sportul cu o pasiune pe care rare ori o întâlnești. Era fan al echipei de fotbal Steaua București, dar în același timp a lansat vedete ale handbalului românesc. La RTS a moderat mai bine de 5 ani de zile o emisiune sportivă și a făcut din știrile sportive una dintre cele mai urmărite rubrici. Senzația este extraordinară. Nu este nici dincolo ca în acest decor în care filmați și voi acum, să stai la aceeași masă cu Constantina Diță Tomescu, cu Elisabeta Lipă, cu Ivan Pațaichin, cu Miodrag Belodedici, Aihan Omer, și mă opresc aici cu numele celebre din sportul românesc care au trecut prin studiourile televiziunii Severin. Este într-adevăr un lucru extraordinar care l-aș dori fiecăruia dintre noi, dar l-aș dori cu o condiție, să nu facă din știrile din sport și din ceea ce înseamnă sportul în mass media un subiect de scandal, să facă din sport un lucru de suflet. Pentru că sportul, în fond, asta înseamnă. Pentru omul simplu înseamnă evenimentul în sine, înseamnă performanța. Acum Aurel Lupu a plecat la îngeri, a încetat din viață când mai avea încă multe povești de spus și multe experiențe de trăit. Colegii de la RTS îți urează drum bun, Nea Lupe. Nu te vom uita niciodată.